Dragi români, știu că sunteți îngrijorați de conflictul care are loc nu departe de granițele țării noastre, dar vă asigur, nici un român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. Domn președinte, să-mi giugiulești bărzoiul. S-a spus să stăm liniștiți. Bineînțeles, cum să nu? Iohannis stă, el de obicei e liniștit tot timpul. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate posibile. Lasă-mă vrăjeala, n-ai auzit să-mi giugiulești bărzoiul? Ce dracu e așa de greu de înțeles, mă? Bă, dar tu ești greu de cap, mă? Bă, dar greu de cap ești! Da? Și tu să-mi giugiulești bărzoiul!